Vine în direct și împarte ecranul cu plăcere cu SRS, care ne privește ca întotdeauna într-un mod foarte senin și asta îmi place, că își păstrează seninătatea, fiind gardat de foarte frumoasele tablouri pe care le are în locuință. Salut, Sorine! Bună ziua! Am avut două subiecte de care m-am ocupat astăzi. Ăsta cu manipulările în urma Untoldului, dar celălalt pe care l-am propus să îl discutăm publicului, referitor la ce a spus Ciolacu, un interviu cu Ion Cristoi. E important să menționăm că Ion Cristoi a reușit acest interviu față în față, dar în afară de a discuta concluziile tale, să vedem și ce e în spate și ce ai ghicit că ar fi în spate, cu ce consecințe, mai ales că am ajuns iară la o bătaie extrem de dură cu vorbe care nu sunt caracteristice unei coaliții. Deci, în primul rând, interviul lui Ciolacu. Ce zici despre interviu? Nu-l mai laud și eu pe Cristoi, l-ai laudat tu destul. Da. Mă asociez aprecierilor tale, dar cred că acest interviu are și un rol de detonator. El detonează viața politică și detonează relațiile dintre PSD și PNL. Nu știu dacă Ciolacu a intenționat, răspunzând așa cum a răspuns, să creeze un asemenea efect. Mai degrabă, cred că s-a lăsat cumva prins în capcana lui Cristoiu, sigur, o capcană de interviu. Jurnalist care trebuie să stoarcă informații de la interlocutor. Dar efectele pot fi devastatoare. Primul și cel mai important efect îl produce Rareș Bogdan, care spune și textual că Ciolacu își șantajează partenerii de guvernare. Cum? Prin faptul că își anunță posibilitatea în interviu cu Cristoiu de a demisiona dacă solicitările lui privind reforma în viziunea sa a finanțelor României nu se îndeplinește și sunt blocate la mantinelă de către liberali. O demisie înseamnă declanșarea alegerilor anticipate. Chestiunea este foarte gravă într-un moment foarte tensionat în plan intern și în plan internațional. O demisie atrage nu numai alegeri anticipate, ci și o instabilitate guvernamentală. O demisie poate avea consecințe electorale dezastroase pentru PNL, care nu a apucat să se relanseze, dar abia face eforturi în acest sens. I-am și atras atenția unuia dintre liderii PNL să nu cadă în populist, că totuși cetățeanul român nu e prost, electoratul liberal nu e prost și să nu cadă în populist, pentru că nu vor reuși să recucerească electoratul pierdut prin asemenea lor de poziție. Nu știu dacă m-a ascultat sau nu m-a ascultat, cred mai degrabă nu m-a ascultat, pentru că am văzut și reacții ulterioare. În tot acest conflict care se acutizează și riscă să degenereze, a intervenit și Tudose. Așa este, are umor, are verbul la el. Și Tudose îi atenționează la rândul lui pe liberali și le atenționează în primul rând pe Rareș Bogdan să nu se joace cu această alianță. Dar cert este că ne învârtim cumva în jurul cozii. Opiniile lui Ciolacu, la care el ține morțiș, măsurile pe care el le preconizează, sunt sau nu sunt în măsură să rezolve criza
economică, criza financiară către care se îndreaptă cu pași repezi România. Banca Națională spune că nu. Mediul de afaceri spune că nu. Liberalii spun că nu. Nu discut de USR, care a croit foarte prost PNR-ul, așa cum sunt demascați de Ciolacu cu subiect și predicat. Da. Nu discut despre ei. Nu vreau să pun în discuție și mă feresc să prevăd ce se va întâmpla la Bruxelles, unde a declarat că pe parcursul lunii august se deplasează premierul Marcel Ciolacu pentru a renegocia o serie de lucruri din acest program, care sunt, după opinia mea și după opinia altor oameni mai specialiști decât mine, de nenegociat. Adică unde s-a comis o eroare și o greșeală în acest program, asumată de guvernul României, denunțată de Parlamentul României, nu se mai poate face, după opinia mea, nimic. Și mai este o chestiune care agită spiritele, raportul cu Curtea Constituțională. Aici am vrut să le luăm puțin, vreau să intervin ca să ne urmărească mai ușor cei care ne ascultă acum și să discutăm consecințele politice, apropo de cum a început această analiză, interviu de tip detonare a coaliției. Să începem chiar cu Curtea Constituțională. Mai am încă două sau trei remarci pe care vreau să le disecăm aici împreună. Asta cu Curtea Constituțională, domnule, în mod surprinzător, involuntar după părerea mea, a pus pe masă Ciolacu următoarea chestie. Domnule, n-are ce să comenteze, simplific, n-are ce să comenteze Comisia Europeană decizia Curții Constituționale a României, că nici noi nu comentăm deciziile CJUE, adică a pus o paritate din start la valoarea de întrebuințare a acestor decizii. Și întrebarea mea vine către tine. Ne putem gândi la un joc inteligent al statului român pe acest subiect, care cu sprijinul Curții Constituționale obligă la o renegociere Comisia Europeană în condiții, cum să zic eu, fezabile din punct de vedere al formalismului? E un fel de carusel al morții aici, pentru că, pe de o parte, Curtea Constituțională, în mod imoral, Curtea Constituțională a României a intrat în conflict de interese. Da. Practic. Adică, în plan moral, judecătorii Curții Constituționale, făcând parte, volens nolens, din câmpul judecătoresc, nu ar avea dreptul, repet, moral, nu știu chichițele constituționale ce prevăd, dar moral, da, da, ar avea dreptul să se pronunțe legat de pensiile magistraților din care fac și ei parte. Adică ei s-au pronunțat pornind și de la situația pensiilor lor. Ori nu cred că acest lucru este moral. 100% nu. Dacă nu-i moral, ar trebui să nu fie nici constituțional. Dacă nu este moral, Parlamentul României ar putea să-i demită pe judecătorii Curții Constituționale, să numească alți judecători. Dar asta ar aduce mare satisfacție Curții Internaționale de Justiție, care și ea este în conflict cu Curtea Constituțională a României și într-un conflict în care dreptatea este de partea Curții Constituționale a României. De asta spun că intrăm într-un fel de carusel nebunesc al morții, pentru că nici Curtea Internațională de Justiție nu are dreptate atunci când își permite să conteste aproape toate deciziile CCR, și nici CCR nu are dreptate în legătură cu situația acestor pensii. Se va duce Ciolacu la Bruxelles, dar nu va rezolva nimic în legătură cu pensiile. În Parlament, Parlamentul fiind convocat în sesiune de urgență, se va face un nou act normativ, tot legat de aceste pensii speciale, care din nou va fi respins
de Curtea Constituțională a României, din nou va stârni tot felul de reacții și contestații, dar guvernul speră să câștige timp. Adică să se ducă la Bruxelles să spună, uite, domne, noi încercăm tot ce se poate. Bun. Dacă face așa guvernul, atunci înseamnă că acordă prevalență Curții Internaționale de Justiție în detrimentul CCR-ului. Și nu tocmai asta a vrut el să transmită în interviu cu Cristoiu. Deși aici e o contradicție în termen. Așa e. A vrut să transmită altceva în interviu cu Cristoiu. A transmis însă o bombă. Am văzut că nu se discută prea mult. Mi-am dat seama că sunt niște contracte de PR în spate. Fără să-l nominalizeze pe Câțu, vorbind despre un fost prim-ministru, dar atingea și perioada lui Orban, actualul prim-ministru ne-a spus că în acele timpuri de pandemie și nu numai, s-au evaporat 200 de miliarde de roni, deci hai să zicem 40 ceva de miliarde de euro, luați din împrumuturi acești bani cu dobânzi foarte mari, cum adică s-au evaporat? El a spus că n-a regăsit în economia reală, întorși în investiții sau în cheltuieli sau în plata pensiilor sau în plata salariilor, decât 4 miliarde în aceste 200 de miliarde de roni, 2%. Asta este o bombă, adică el e prim-ministru deja de o lună și ceva, ne spune nouă că în urmă cu un an și ceva, doi, un alt prim-ministru care îl tot critică, respectiv Câțu, dar repet și Orban, că s-a dus puțin și în perioada lui Orban, au făcut ceva cu 200 de miliarde de roni din împrumuturi. Ceva ce el nu poate să ne spună, că nu găsește banii aia. Și crezi că e în spate la așa ceva? E o bombă doar fiindcă o spune premierul României. Da. Președintele celui mai mare partid din România aflat la putere. Pentru că altfel n-ar fi o bombă, că noi am spus-o de atunci, de pe vremea lui Orban, când da. Câțu era ministru de finanțe și de atunci a început această degringoladă de-a dreptul nebunească. Parlamentul a solicitat, dacă ne amintim de mai multe ori, ca la scenă deschisă să se prezintă atât Orban cât și Câțu separat, împreună, etc. și să dea explicații, să spună ce s-a întâmplat cu banii. Aceștia au ignorat cu desăvârșire Parlamentul României. Ce a făcut PSD-ul în toată această perioadă? Sau ce ar fi trebuit să facă? PSD-ul prin câteva voci a protestat și atâta tot. Dar PSD-ul putea să intre în grevă parlamentară până când nu se elucidează această problemă. Iar acum, la atâta timp de când avem un premier, un nou premier și avem un nou ministru al finanțelor, tot n-a reușit să aflăm ce s-a întâmplat cu banii, dar banii aia nu puteau să dispară fără să lase urme. Trebuie tu ai văzut că suma asta de 40 de miliarde se tot rostogolește și a apărut așa la începutul guvernării Ciolacu că nu este la socoteală? Din ce a făcut ăla, din ce a făcut ăla, pac, evaluare minus 40 de miliarde. A fost știrea două zile și după aia s-a dus. Adică e ceva ciudat, ceva s-a întâmplat cu banii ăștia. Noi știam că ceva straniu s-a întâmplat cu toți banii ăștia. Diversi comentatori de presă, analiști, cum vrei să le spui, au făcut o serie întreagă de supoziții. Eu personal am susținut de câteva ori că domnul Câțu, că el e partizanul, de fapt, da. Și sub premierul Orban. A făcut ai prezentat așa. Și rețeaua, aduc aminte, nu cred că ai uitat tu, dar aduc aminte celor care ne urmăresc, că ai prezentat și rețeaua prin care Câțu sifona bani. Ai făcut-o aici și da. Nu odată. Deci rețeaua prin care Câțu sifona bani. Simplu, ca să înțeleagă toată lumea, aceste dobânzi inexplicabil de mari, mult mai mari decât toate dobânzile care existau în Europa la momentul respectiv, erau sifonate
parțial, nu știm în ce proporție, de Câțu și de oamenii lui, care își luau comisioane pentru fiecare din aceste împrumuturi care veneau valuri. Dar ce s-a întâmplat dincolo de aceste comisioane cu banii propriu zis, în continuare nu se știe și nimeni n-a făcut efortul serios de a afla, nici măcar Curtea de Conturi. Pare un stat total necondus, pentru că dacă, cum ai zis tu, știrea este că prim-ministrul ne spune la o lună și ceva că nu poate să găsească banii în contabilitate și vin cu al treilea calup, același prim-ministru ne spune, deși era pe acolo, era și în Parlament, era și președintele Camerei Deputaților, nu contează, erau toți acolo, că încă nu se știe cu precizie și nu s-a știut deloc la momentul în care a fost înaintat acest PNRR din partea României, cine anume l-a redactat, de ce l-a redactat așa și cum am ajuns într-o asemenea obligație. Iar situația a fost atât de gravă, și pun și asta la pachet, încât suntem singura țară pentru care există un acord scris de blocare a deficitului bugetar. Restul au diverse înțelegeri. La noi este un acord scris de blocare a deficitului bugetar pentru că dezastru părea atât de mare. Și sigur, aici fac trimitere directă la felul în care USR-ul a acționat. Practic, acel Cristian Ghinea, un, mă rog, consultant, analist, și a fost el înainte, care și acum a revenit în acea poziție de consultant și sifonează banii partidului, după cum demonstrează Mugur Ciuvică. Chiar astăzi a apărut știrea. Deci, toată dezvoltarea României, încărcarea cu asemenea dobânzi, derularea unui program, a fost încapsulată de nu știa nimeni sau aproape nimeni despre așa ceva. Negocierile s-au purtat acolo, europarlamentarii n-au zis nimic, partidele n-au zis nimic și astăzi, aseară, prim-ministru vine și spune: domne, n-avem ce face, așa a fost angajamentul în numele României, noi trebuie să-l urmăm. Ce e asta? Deci aici sunt mai multe lucruri de discutat. Da. În primul rând, PSD-ul ar fi trebuit să adopte de atunci o poziție foarte fermă și să acționeze în forță. Pentru că acest program a fost validat de către guvern și de către Parlamentul României, din care făcea parte și PSD-ul. E un lucru de analizat. Cum se împarte răspunderea pentru această mizerie? Pentru că e o mizerie să bași statul asemenea cheltuieli, să nu dai socoteală. Cum de s-a întâmplat acest lucru și unde s-au dus banii? Dar e și o chestiune de siguranță națională. Am citit cu mare interes un interviu, o postare excepțională, în linii mari, un omagiu pe care Eduard Helvic îl aduce sereștilor. Uh-huh. Și mă rog, vorbește cât de, cât de patrioși sunt ei, cât de serioși sunt ei în munca lor. Pe alocuri lasă să se înțeleagă că unele critici la adresa seriului au fost justificate, dar Eduard Helvic, felicitându-i și mulțumindu-le săreștilor pentru contribuția adusă sub mandatul său, nu amintește nimic, de pildă, în legătură cu acest episod. Dar asta era o chestiune de siguranță națională. Ce se întâmplă cu aceste miliarde? Unde s-au topit miliardele? Este o chestiune de siguranță națională, la fel cum o chestiune de siguranță națională este și angajamentul pe care și l-a luat tot în perioada respectivă statul român de a achiziționa doze uriașe de vaccinuri care au fost practic aruncate la canal în final, cea mai mare parte a acestui. Adică aceeași verigă, complicitate între USR și Comisia Europeană, complicitate între Câțu și Comisia Europeană, adică între oameni politici sau partide politice și Comisia Europeană. Pare că suntem într-o cușcă de asta prinși. Da, unii... Și PNL-ul trebuie introdus în ecuație și în orice caz, în ecuația asta trebuie să fie introdus și președintele Klaus Iohannis, care nu avea cum să nu știe sau nu avea voie să nu-și pună întrebări în legătură cu lucrurile astea. Iar acum
aflăm că nu știm nimic. Deci acum aflăm că această uriașă gaură neagră este de neexplicat de cei care se află la butoane, de cei care țin computerul sub nas și au la dispoziție toate cifrele. Ar trebui să se știe fiecare leu și fiecare euro unde s-a dus. Noi plătim în fiecare an 6 miliarde de euro numai dobânzi la împrumuturile făcute de aceste două guverne, Orban și de guvernul Câțu. Un alt capitol, ca să lămurim, sigur vor fi, încă nu s-au, n-au venit talk show-urile, lumea s-a trezit mai târziu, este cel al omisiunilor din acest interviu pe care eu, fără să vorbesc cu Cristo, nu l-am sunat, n-am vorbit cu el astăzi, dar omisiunile am presupus și cred că pe bună dreptate că au fost negociate. Altfel nu puteau să fie ratate nici de către Cristoiu și sigur, e clar că Ciolacu n-a vrut să vorbească despre aceste lucruri. Trei categorii. 1. Concedierile, despre care s-a tot vorbit că trebuie făcute, nu se mai discută nimic, nu s-a discutat nici aseară, concedierile de la stat. 2. Impozitarea cu 1,5% pe cifra de afaceri a corporațiilor multinaționale, proiect pe care Ciolacu l-a propus public acum în urmă cu un an de zile, a dispărut total din discursul lui, deși ar putea să ne aducă mulți bani la buget, în loc să taxeze, să suprataxeze mici întreprinzători, rezolvă cu 1% la ăștia. Și 3. Lucru pe care iarăși Ciolacu l-a spus și aseară, nu l-a mai repetat, nici Cristoiu nu l-a întrebat, supraimpozitarea băncilor și a companiilor din energie, care au făcut niște profituri uriașe, începând cu anul 2020 în pandemie și până astăzi. Ori PNRR-ul ăsta la care trebuie să ne supunem, ca urmare a faptului că trebuie să compensăm pierderile din pandemie. Deci și băncile astea care au făcut bani mulți de pe spatele nostru, ar trebui să participe. Aceste trei elemente nu au fost menționate. Repet, s-o fi negociat interviu, nu e o noutate în presa mondială, se face și așa ceva, pentru că probabil Ciolacu nu are răspuns sau nu vrea să se exprime. Dar eu totuși aș vrea părerea ta despre cele trei categorii de probleme care vor fi prinse în reforma bugetară sau nu vor fi prinse. Foarte bună observația ta și incitantă. Dar am să încerc cu al patrulea lucru despre care nu s-a discutat și care este de-a dreptul exploziv. Este vorba de zeci de miliarde pe care le-am dat industriei de apărare din Statele Unite fără să vedem armament la schimb. Clar. Sunt atâtea zile de când noi am început să plătim și plătim și plătim zeci de miliarde și n-am văzut niciun fel de armament venit din Statele Unite. Și asta este o chestiune care trebuie discutată. Acum, să o luăm pe rând. Concedierile de la stat este o chestiune plină de tot hazul. Pentru că ei vor să facă concediere acolo unde nu există angajați. Adică să dispară posturile care sunt neocupate. Deci pentru care oricum noi nu plătim bani. Deci nu vin bani de la buget pentru niște posturi neocupate și vor să le anuleze. Dar asta nu aduce niciun fel de economie, pentru că economia, dacă ea există, este realizată prin neocuparea acestor poziții în administrația publică. Asta este una la mână. Doi. 1,5% din cifra de afaceri este o soluție care a fost vehiculată încă de pe vremea când Dragnea era șeful PSD-ului. Așa Dragnea e cel care a lansat această idee și a încercat să implementeze un program în acest sens. El are o logică, acest program sau acest proiect are o logică foarte clară. Aceste multinaționale, spre deosebire de ANAF și de statul român, au mijloace mult mai sofisticate și materiale și logistice de a dispune
de specialiști și de case de avocați care să facă aceste inginerii financiare. Inginerii financiare în virtutea cărora poate să-și ascundă profitul. Îl maschează. Sunt foarte multe multinaționale care raportează un profit foarte mic sau deloc. Da. Asta înseamnă că ele fac opere de caritate în România. Pot să și dau exemple în sensul acesta. Profit zero de ani de zile. De pildă, principalii traderi din comerțul cu cereale. Nu au primii patru traderi nu au profit de 10 ani. Mă rog, exemple sunt nenumărate. Deci e foarte simplu ca să înțeleagă cei care ne văd și ne ascultă. Un supermarket, ca să funcționeze, are nevoie de camere frigorifice. El cumpără camerele frigorifice nu din România, nu la prețul cel mai mic, indiferent de unde le cumpără, ci le cumpără de la niște subsidiare ale sale din statele de origine la un preț de 3-4 ori mai mare decât prețul de piață. Și în felul acesta profitul dispare. Dar exemplele sunt nenumărate pentru că se fac foarte multe achiziții. Ori, în momentul în care impozitezi cifra de afaceri, chestiunea la care până la urmă a ajuns și Uniunea Europeană la concluzia că e o necesitate, în momentul acela aceste inginerii financiare nu mai au rost. Ei pur și simplu trebuie să plătească raportat la cifra de afaceri, iar bugetul statului se poate îndestula din acești 1,5%. Dar ce-ți spune ție faptul că Ciolacu nici nu mai amintește despre un proiect care totuși a fost important, a câștigat imagine publică, a fost aplaudat de unii, a fost înjurat de corporațiile multinaționale? E Mucles. Deci în ciuda faptului că Ciolacu este în ultima vreme în consens cu Uniunea Europeană și în ciuda faptului că Uniunea Europeană este cea care unde s-a impus această regulă de impozitare pe cifra de afaceri a multinaționalelor, totuși lui Ciolacu îi se pune talpă, îi se pune frână prin intermediul ambasadelor, prin intermediul statelor, ca să nu aplice această regulă de impozitare pe cifra de afaceri. Și Ciolacu se conformează pentru să-și păstra funcția pe de o parte, dar pe de altă parte pentru a menține PSD-ul în zona, hai să spunem, frecventabilă, acceptabilă în Uniunea Europeană. Energie și bănci. Da. Și aici e aceeași situație în linii mari. E frica și teama de forța fenomenală pe care o au aceste bănci și de influența pe care ele o pot exercita asupra statelor gazdă, asupra statelor de origine. Care state de origine vin și bat cu pumnul în masă la executivul României. Și Ciolacu, sub această presiune formidabilă, se conformează pentru că nu simte, cu excepția unor oameni din PSD, niciun sprijin și nicio susținere reală din partea clasei politice și din partea presei. Presa e moartă din punctul ăsta de vedere, nu scoate o vorbă. Sau foarte puțini analiști se pronunță în legătură cu această chestiune. Deci tu ne spui, dom'le, Ciolacu nu simte un sprijin nici măcar de la mediul de afaceri, nici de la clasa politică, nici de la presă pentru niște chestii dure, eficiente pe care să le facă. Atunci, cumva, te întreb, am putea să considerăm atitudinea asta lui bățoasă de la Cristoiu că stă sub semnul sintagmei curaj găină că te tai? Adică... Deci este posibil, este chiar plauzibil ca Ciolacu, care s-a lovit acum de când e premier cu capul în sticlă, să conștientizeze faptul că nu poate duce de fapt nicio reformă până la capăt, că de fapt nu poate reforma
finanțele statului și să-și caute o cale de ieșire. Foarte interesant. Și o cale de ieșire sunt într-adevăr alegerile anticipate printr-o demisie pe care domnia sa și-ar da-o și prin alegere anticipate speră ca utilizând retorica de până acum, însă de data asta în forță, pentru că nu mai are constrângerile în calitate de premier pe care le are, să poată să obțină pentru PSD un punctaj electoral suficient de ridicat, astfel încât să poată construi în jurul PSD-ului o majoritate. Ăsta ar fi motivul, în baza presupoziției tale care stă în picioare, și eu cred în ea, deci chiar dacă a reieșit în urma discuției noastre, că așa ies ideile de fapt, discutăm până când apare totul mai clar, concluzia asta pe care tu ai pus-o înainte de finalul emisiunii, să justifice ea această agitație la nivel de vârf, pentru că Rareș Bogdan înseamnă vârful PNL și Mihai Tudose înseamnă vârful politic al PSD, iar mesajele de acolo au fost foarte dure. N-au fost bezele în niciun caz și au fost foarte dure. Adică așa se justifică cearta asta despre care am început și asta justifică și impresia ta de interviu cu rol de detonare? Așa cred eu și cred mai mult că acest interviu nu a fost nici inițiativa lui Adrian Sârbu, nici inițiativa lui Cristoiu, și că Ciolacu, care este un om politic în ciuda aparențelor destul de experimentat, destul de atent, a provocat el acest dialog cu Cristoiu, i-a întins momeala lui Cristoiu, de să nu suim pe Cristoiu pe un piedestal mai mult decât îi se cuvine, să încercăm să palpăm și inteligența politică a lui Ciolacu. Și dacă așa este, atunci înseamnă că Ciolacu i-a întins momeala lui Cristoiu, i-a dat să înțeleagă că e gata să facă cu el un interviu exploziv. Cristoiu, ca orice gazetar bun, n-avea cum să refuze această momeală. A procedat profesionist Cristoiu, dar Ciolacu, dacă asta este intenția lui, și-a atins obiectivul. Încă un lucru, tot așa o presupunere, pentru că sunt foarte mulți oameni atenți. Și Ciolacu ne-a spus în interviu de aseară, domnule, tot ce s-a dat pe surse nu e așa, nu va fi așa. Sigur că asta a fost o minciunică de politician, pentru că orice instituție serioasă, după ce se dă ceva pe surse, vine a doua zi și spune, nu domnule, nu e așa. Aia sigur, nu vă spunem cum e, dar aia sigur nu e. N-a fost cazul la noi. E clar că în urma criticilor presei, ei n-au răspuns, dar au dat înapoi. Dar vreau să te întreb, ce presupui că totuși va face Ciolacu în punctele astea extrem de ascuțite? Respectiv, va fi în stare să concedieze ceea ce e de concediat, surplusul angajaților de la stat? 1. 2. Va supraimpozita ceva pe la multinaționale sau nu se va atinge de ele? Și 3. Dacă va începe să se joace cu TVA-ul sau cu suprataxarea, în condițiile în care tu ne-ai spus nouă că Banca Națională deja l-a avertizat că nu e bine ceea ce face, că poate să sporească inflația. Deci din aceste trei categorii, concedieri, suprataxări la multinaționale, respectiv la mediul de afaceri românesc. Ciolacu și-a pierdut marșalierul. El nu mai poate să dea înapoi, nu poate să meargă decât înainte. A fost mult prea ferm, mult prea lipsit de echivoc până acum, astfel încât să mai cedeze ceva. Și opinia mea este că Ciolacu forțează ruperea coaliției. Iar PNL cade în această capcană, se rupe prematur coaliția, fără ca PNL să poată să-și recupereze electoratul pierdut. Și atunci șansele cele mai mari le va avea
Ciolacu, pentru că imaginați-vă ce se va întâmpla în momentul în care apare acest anunț cu demisia și cu ruperea coaliției, ce se va întâmpla în electorat, ce se va întâmpla în toată clasa politică, cum va reacționa presa. Va fi o hărmălaie. Fiecare va da vina pe celălalt, dar cetățeanul de rând, care e arbitru, va spune: domne, omul a încercat să facă ceva, nu este lăsat. Nu este lăsat să concedieze oameni și să facă un aparat de stat mai suplu, cum spune, și atunci nu e lăsat de parteneri, de liberal. Și atunci ce să fac om? Ne pune în situația să alegem. Dar repet, povestea cu aparatul mai suplu prin concedierea unor oameni care de fapt nu ocupă poziții în administrație este un truc pe care eu unul îl înțeleg, dar nu știu dacă populația îl ia ca atare. Sorine, mulțumim, ne-ai lămurit. Mulțumim, îți dorim o săptămână bună în continuare. Doamne ajută! Să auzim de bine. Deci, prietenii, data viitoare voi vorbi din Institutul Ana Aslan. Perfect, ne place acolo. Să-l suni pe amicul George Simion când te duci acolo să-i spui că Ana Aslan a fost armeancă, n-a fost evreică, pentru că el a pus-o ca fiind evreică acum într-un interviu acordat presei izraeliene. Altă greșeală. Altă greșeală, da. Uite, vorbim de George Simion de la Ana Aslan de acolo, să vedem. Cu mare plăcere. De politica aurului. Mulțumim. SRS-ul, prieten, a venit cu o ipoteză tare, respectiv că Ciolacu a provocat un interviu cu rol de detonare, de punere în dificultate a partenerilor de coaliție, sau așa, sau așa. Summer Nights, Olivia Newton-John, ne conectăm după aceea cu Aurelian Popa pentru a discuta dacă devine vaccinul obligatoriu, Doamne ferește, cine este strategia națională, respectiv ce crede boborul de pe rețelele de socializare despre Antold, Gheboasă și alte de-astea care nu ne plac, dar ne place Olivia Newton-John și John Travolta. Summer Nights, revenim.